balancing după aia, știi? Haide! Hai, check my balance. Ah, plină de patos. Ca un star pe scenă. Că nu mai cred așa în chestia asta cu guilty pleasure. Adică nu mai cred că e a thing. Parcă după 30 de ani așa începe să-ți treacă gândul cum că orice ar putea să fie guilty sau cumva ar trebui să îți treacă guilt tripping-ul de orice fel. Când eram mică, îmi plăcea să mănânc bulion și varză murată când făcea maică-mea sarmale. Și tocmai mi-am adus aminte că am un fetiș cumva cu mâncatul de chestii reci, gen șnițel sau cartofi prăjiți reci. Dar pentru că suntem oameni și greșim, bineînțeles că există în continuare guilt, adică vină, adică o senzație ușoară de rușine când faci lucruri în privat pe care ar putea să le vadă altcineva și să te judece pentru ele. Și cea mai recentă cred că ar fi faptul că m-am uitat pe Netflix la un documentar despre un din ăsta, coach, life coach. Deci, guilty pleasure e cumva lucru de care te simți vinovat și totuși nu poți să te abții. Asta e, nu? Și deci pe zona asta de self-help. Și asta e o zonă în care mi-e jen așa să mă duc cumva, ca și cum, ha, n-am eu nevoie de așa ceva. Și pentru că e dubioasă și penibilă pe alocuri. Documentarul era I Am Not Your Guru, despre tipul ăsta Tony Robbins, care e un fel de Shrek entuziast al succesului. Dar nu știu dacă e pleasure, e mai degrabă poți să tragi niște chestii de acolo, niște insight-uri, dar în același timp simpla asociere cu self-help e un pic cringe așa. Deci nu știu dacă e guilty pleasure, dar e ceva acolo. Întreb oamenii ce zodie sunt, chiar dacă nu am nicio idee despre zodii. Îmi place să am așa un sertăraș cu fiecare zodie. Mai sunt și altele pe care chiar nu o să le spun la cameră. Nope. Privacy.